În urmă cu aproximativ o săptămână, reprezentanții Distrigaz lucrau de zor pe unul dintre bulevardele municipiului Târgoviște, recent asfaltat în trei straturi conform PIDUB. Autoritățile au intervenit atunci, dat fiind faptul că lucrările de pe domeniul public se făceau fără autorizație din partea primăriei. Poliția locală a luat act de cele întâmplate și a dispus măsurile de rigoare. Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă următoarele fapte: executarea fără autorizație de construire sau de desființare, oricum nerespectarea prevederilor acesteia lucrărilor prevăzute la articolul 3 alineatul 1 litera B, C, E și G, cu excepțiile prevăzute de lege. Poliția locală Târgoviște va îndrepta dosarul către Poliția Municipiului Târgoviște, instituție abilitată să ia măsurile ce se impun. Într-un final, reprezentanții Distrigaz au încercat o conciliere și cu primăria municipiului Târgoviște. Au venit la mine a doua zi, directorii Distrigaz, Ploiești, nu știu, mă căutau. Și am avut o discuție, am căzut de acord că toate aceste reparații să se facă în coordonare cu primăria municipiului Târgoviște și toate spargerile pe care vor dori să le facă, să se facă cu acordul nostru și să nu mai utilizeze această tactică de care i-au spus că n-au avut cunoștință și că a fost folosită exclusiv de către cei de aici, de la Târgoviște. Iar zona respectivă va fi refăcută pe baza metodologiei pe care o va da dirigintea de șantier pe PIDUB. Până la urmă, reparațiile se vor face, însă târgoviștenii nu mai scapă de gropi și de săpături. Nu doar odată s-a întâmplat ca după ce lucrările de asfaltare s-au încheiat într-o anumită zonă, un furnizor de utilități să facă noi săpături, tot acolo, ca la noi, la nimeni.